Domnule general Barbu, ce ne spun ele, dincolo de faptul că niște nord-coreeni sunt în uniforme rusești și așa mai departe? Vi se par niște soldați profesioniști? Vi se par, adică, care este relevanța pe care dumneavoastră, cu ochiul de general, de profesor, o aveți în momentul în care priviți aceste imagini? Domnul Gâdea, dacă ne aducem aminte că la sfârșitul lunii iunie, în studio Antena 3 CNN, într-o emisiune de-a dumneavoastră, noi am fost primii care am spus că Putin a cerut chiar acolo la Fenian, la fața locului, mână de lucru pentru Rusia. Iată mâna de lucru. Aceasta este mâna de lucru extrem de mascată, bine antrenată, mult mai ușor de utilizat în timp scurt pe front, pentru că sunt militari profesioniști sau militari care au executat deja stadiul de pregătire militară, așa cum la noi se întâmpla pe vremuri, adică militari în termen. Cu alte cuvinte, nu sunt niște novici, nu sunt niște începători, sunt niște oameni care au fost aduși acolo într-un timp foarte scurt instruiți cu ceea ce au de făcut, care au fost învățați cu o serie întreagă de arme și de muniții pe care le vor întâlni deja pe front și doar îmbrăcați, cum bine spunea Mircea, într-o uniformă care le va permite ce? Nerespectarea tratatelor internaționale. Din acest moment lucrurile se complică foarte mult. Șeful Pentagonului, în conformitate cu